ați cumpărat semințele? Eu sunt gata să fac planul pentru ceea ce voi cultiva în grădină, cât și când. Cum putem avea de toate într-o grădină mică și cum putem calcula cât să cultivăm ca să ne ajungă? Stați pe aproape și veți vedea varianta mea. Vă spun din propria experiență. Este foarte tentant când ai posibilitatea să-ți faci o grădină mare de legume și să satisfaci toate nevoile întregii familii pentru un an, să te apuci să cultivi de toate, în speranța unor recolte bogate și a unei cămări pline cu borcane, cu conserve de toate felurile din grădina lucrată cu mâna ta. Am căzut și eu în păcatul ăsta, și tare mi-a fost greu. Nu aveam nici timp, nici experiența să duc o grădină plină de straturi cu tot felul de legume pe care trebuia să le sap și să le prășesc, că de nu auzisem eu de nou dig și nici măcar de mulcire pe vremea aceea. Și mă durea spatele, dar mă durea și sufletul să văd plantele copleșite de-a dreptul de buruieni sau tomatele nelegate sau necopilite la timp dacă ar fi să o iau de la capăt, aș începe cu puțin. Cu o suprafață mică pe care aș încerca să pun din toate câte puțin, și astfel aș avea timp să învăț la fiecare ce și cum. Sau, și mai bine, aș începe cu legumele pe care le mănânc cel mai mult, ca măcar acelea să fie sănătoase și crescute de mâna mea. De exemplu, noi consumăm mult morcov. Și am făcut un calcul teoretic, o să-l verific și în practică. După ce vă arăt calculul, urmează multe informații importante. Așa că răbdați puțină matematică și rămâneți până la sfârșit. Am desenat aici modelul ideal de cultură într-o grădină mică sau chiar ceva mai mare. În ce sens? Acestea sunt straturile. Specialiștii le mai numesc brazde, dar brazde sau strat este același lucru. Deci acestea sunt straturile pe care noi cultivăm și luăm aici stratul 1 și stratul 2. Specialiștii recomandă ca lățimea acestor straturi să fie de 90 de centimetri. De ce se recomandă această lățime? Este pentru că anumite plante se cultivă pe trei rânduri într-un strat și alte plante pe două rânduri într-un strat. Ideal este să punem furtune de picurare și să avem câte trei robineți pe fiecare strat. Când avem trei rânduri de plante, bineînțeles vom întinde furtunele pe cele trei rânduri. Când avem două rânduri de plante, punem doar două furtune și al treilea robinet îl ținem închis iar plantele vor fi cultivate, bineînțeles, de-a lungul lor. În prima situație, când avem trei rânduri de plante, avem între rânduri 35 de centimetri, iar pe margine vor rămâne câte 10 centimetri. În situația în care avem două rânduri de plante, avem de 2 ori 35, adică 70 de centimetri și câte 10 pe margine. Poteca e bine să aibă 50 de centimetri, poate fi până la 70 pentru straturile înălțate, cel puțin așa recomand, pentru că plantele au nevoie să fie aerisite și aerul să circule foarte bine între straturi. Am făcut o desenul ăsta pentru că am făcut un calcul teoretic și vreau să vi-l arăt. Prin acest calcul teoretic, am înțeles cât dintr-un strat ar trebui să cultiv cu morcov pentru a obține cantitatea necesară consumului într-un an de zile pentru familia mea. Și m-am gândit așa: vorbim despre morcov. Morcovul crește în general între 50 și 350 de grame. Eu am luat un morcov mediu, cam de 100 de grame. Ar putea fi foarte bine în grădina mea. Asta ar însemna că avem 10 morcovi la kilogram. Consider că lunar consum pentru familia mea 3 kg de morcov. Pentru că mai fac o supă, mai fac o ciorbă, consumăm și în suc și în salate care conțin morcov. Deci, dacă lunar am 3 kg anual am 3 ori 12, adică 36 de kilograme. Mai am nevoie pentru conserve de 9 kg. Folosesc destul de mult morcov și la conserve. Deci avem în total 45 de kg, o cifră frumoasă, rotundă, necesarul. Dacă am 10 morcovi la kilogram, am nevoie de 450 de morcovi. De ce am nevoie de numărul de morcovi? Pentru că în acest tabel, în care am numărul de rânduri pe un strat și distanța între plante, la morcov am 45 cm între plante și 3 rânduri pe un strat. Deci 45 cm între plante. Eu consider că dacă răresc morcovii la 4 cm au loc suficient să se dezvolte. Deci am nevoie de 4 cm ori 450. Deci de 450 de ori câte 4 cm ca să aibă loc să se dezvolte. Adică 1800 de cm care înseamnă 18 metri. Deci cu 18 metri cultivați cu morcov din 4 în 4 cm, eu voi obține necesarul meu pentru un an. Și acum să vedem cum putem distribui 18 metri de morcov. Deci morcovul se pune pe 3 rânduri și avem varianta asta, 18 metri împărțit la 3, 6 metri. Deci 6 metri de morco pus pe trei rânduri îmi asigură cantitatea necesară. Sau ar mai fi o variantă ca cei 18 metri să-i punem pe două rânduri, adică două rânduri de 9 metri. Și mai rămâne aici un rând pe care îl pot ocupa cu ceapă. Și o să vedeți în continuare de ce am ales tocmai ceapa. La fel putem face cu orice legumă. Și vă recomand să cântăriți producția de anul acesta la toate legumele. Numărați câte fire ați avut, câte plante sau ce lungime ați pus pe strat și cât ați obținut. Și tragem împreună concluziile la sfârșitul sezonului. În urma schimbului de experiență, vom putea afla, de exemplu. Care e cel mai productiv soi de tomate? Și cât putem recolta de pe un fir? Și astfel, calculele pentru anul viitor vor fi mult mai exacte. Vestea bună este că, într-un an de zile, pe o bucată de teren, putem obține mai mult decât o recoltă sau un tip de legume. Pentru că există legume care au perioade diferite de dezvoltare. Unele preferă vremea mai rece și sunt gata de recoltat destul de repede, altele sunt plante iubitoare de zi lungă și de căldură, iar altele pot fi culese până toamna târziu. Și atunci putem folosi principiul culturilor succesive în grădină. De exemplu, dacă am pornit în toamnă cu spanac, ceapă usturoi verde, putem veni ulterior cu răsaduri de tomate, ardei, vinete, castraveți, dovlecei, pepeni sau fasole pentru păstei. Dacă începem în primăvară cu ceapa și salata din răsad făcut din timp, pe măsură ce recoltăm salata, putem pune câte un fir de tomată sau ardei sau vânătă. După ce recoltăm tot, putem semăna ridichi, spanac de toamnă și usturoi de iarnă. Sau pur și simplu îngrășăminte verzi. Sau, după spanac, ceapă, usturoi verde, putem semăna morcov, Sfeclă roșie de toamnă și ridic de iarnă, sau varză, conopidă, gulii, fasole verde și castraveți. Sau, după ceapa din arpagic, usturoi și morcov de vară, putem pune fasole verde și castraveți pentru conserve. Și în felul acesta valorificăm mult mai bine bucățica de pământ pe care o avem. Nu susțin că nu trebuie respectate principii foarte importante în agricultură, cum ar fi rotația culturilor. Dar, într-o grădină foarte mică, în care vrem să avem de toate, din toate câte puțin, și automat avem plante foarte diverse, cred că este bine să respectăm să nu venim anul următor cu plante din aceeași familie, în același loc, pe cât posibil, dar și să respectăm nevoia de îngrășăminte a fiecarei plante. Asta o putem face foarte ușor adăugând compost sau mraniță matură la fiecare răsad în parte, în funcție de nevoile lui. Sunt tot felul de informații privind amendamentele de mraniță sau de compost care se fac pentru fiecare plantă. Când văd cifre din astea cu tone la hectar, pe mine mă ia cu amețeală. Dar îmi revin repede, pentru că transform ușor din tone la hectar în kilograme pe metru pătrat și ce să vezi? 30 de tone la hectar înseamnă de fapt 3 kg pe metru pătrat de mraniță sau de compost. Parcă sună un pic mai bine, mai palpabil pentru grădina mea mică și pentru fiecare plantă în parte până la urmă. Astfel, la plantare eu țin cont de următoarele informații nu au nevoie de îngrășământ suplimentar, ceapa, usturoiul, mazărea, fasolea, morcovii și pătrunjelul. Au nevoie de aproximativ 2 kg de compost pe metru pătrat, salatele, spanacul, sfecla, vărzoasele, țelina și cam de 3-4 kg de compost pe metru pătrat, castraveții, cartofii, tomatele, ardeii, vinetele, căpșunii, dovleceii, bostanii și prazul. Deci, cel mai important este să administrăm compostul necesar în momentul plantării sau semănării și să nu revenim cu plante din aceeași familie în același loc în anul următor și, pe cât posibil, încă vreo 2-3 ani. Pe de altă parte, plantarea de legume foarte diferite este cheia păstrării unei grădini curate și ferită de atacuri foarte mari, de insecte dăunătoare și de boli. Asta pentru că, dat fiind diversitatea de plante din grădină, atât bolile cât și insectele dăunătoare se răspândesc mai greu printre atâtea plante din specii diferite. Mai mult de atât, specialiștii din legumicultură au uh, făcut cercetări îndelungate și au stabilit niște liste cu plante care dacă sunt cultivate în apropiere unele de altele, chiar se ajută reciproc s-au întocmit astfel tabele cu asocieri favorabile. Am găsit unul dintre tabele chiar între această carte scoasă de stațiunea de cercetare de la Bacă. Pentru grădina mea am ales să fac următoarele combinații. Ardei voi pune pe două rânduri și din loc în loc busuioc și oregano, iar între cele două rânduri voi pune ceapă și din loc în loc câte un morcov. Există în tabel și asocieri nefavorabile și voi ține cont și de acestea. De deci am grijă să nu pun și fenicul cu care nu prea se împacă ardeiul? În stratul de ceapă voi alterna trei rânduri de ceapă cu un rând de morcov puse de alatul. După aceea voi planta tomate pentru toamnă și am grijă să nu am pe aproape mazăre, fasole și bob. Dovleacul și dovlecelul le voi cultiva împreună cu porumb dulce, nu se împacă cu cartoful și tomatele. Fasolea pe arac va fi pe un rând alternativ cu porumb dulce. Fasolea pitică o alternez cu cimbru. Se spune că dacă merg bine în oală, merg bine și în grădină. Mazărea o voi cultiva alternativ cu spanacul. După aceea voi veni cu cartof sau varză. Bulboasele nu sunt prietene cu mazărea. Morcovul îl voi pune cu ceapă din loc în loc și salată și ridichi, pe care le voi înlocui după recoltare cu fasole pentru păstăi și cu sfeclă roșie. În stratul de pătrunjel voi strecura și câteva fire de tomate. Prazul îl voi planta alternativ cu celina, dar nu îl voi combina cu leguminoase sau vărzoase. Tomatele le voi planta cu țelină din loc în loc și busuioc, pe cât posibil departe de castraveți, fasole și cartofi. Varza kale cu mangold și sfeclă roșie. Brocoli cu bob și după bob cartofi de toamnă. Anul trecut am pus stânga-dreapta față de rândul semănat cu păstârnac salate de tot felul. Până a răsărit păstârnacul și a început să ocupe spațiu, Salatele erau gata, unele chiar înflorite. Le-am recoltat, și a rămas în final doar păstârnacul, care are nevoie de ceva mai mult spațiu spre maturitate. Și printre toate aceste amestecuri de legume, mai pun și flori. Colorate, parfumate, alese cu grijă cele de real folos. Crăițe, gălbenele, limba mielului, cosmos lofantus, conduraș, coada șoricelului și plante aromatice. Și atunci, grădina mea se transformă într-un loc magic, plin de veselie și culoare. Și e o mare bucurie să o vizitez și să-i ofer din timpul meu. Se vor bucura și albinele și toate plantele vor avea de câștigat prin prezența florilor și a plantelor companion. Dar cel mai important de știut este că asocierea acestor specii nu vindecă, ci previn fenomenele neplăcute care pot să apară în grădina de legume. Primăvara de vreme, pe la începutul lui martie, când se duce și dacă se duce zăpada, începem cu spanacul, ceapa, usturoiul, morcovul, pătrunjelul, păstârnacul, dacă nu le-am semănat cumva din toamnă, și cu salatele, mazărea și bobu. Putem să semănăm direct sau să punem răsadurile făcute în casă, protejate cu agril. Verdețurile pentru salată, gen salată verde, rucola, muștar roșu, mițuna, le semăne șalonat, la 10 zile distanță, pentru a avea tot timpul proaspete și pe termen mai lung. Eu le voi începe din răsad în prima săptămână din februarie. Tot atunci voi pune și semințe de țelină, țelină apio, și ardei iuți pentru ghivece, semințe de ceapă și praz pentru răsat plantat afară. Nu știu dacă am uitat ceva, dar cam asta e ideea pentru primele culturi de afară. Până în 10 februarie voi începe și răsadurile de tomate, ardei și vinete pentru solar. Din experiența pe care o am, în zona noastră nu pot pune în solar mai devreme de 20 martie, 1 aprilie, pentru că nu este destul de cald pământul. Voi începe în casă cu răsaduri pentru a le oferi condiții bune de germinare și dezvoltare, până când temperaturile vor fi potrivite, și voi face trecerea lor în solar. Voi reveni cu alte imagini din activitatea de producere a răsadurilor. Până atunci, vă las un link în descriere să vedeți cum am procedat anul trecut cu răsadurile și cu solarul fără săpat. Până la o nouă întâlnire, vă doresc spor la treabă de acum! Și sănătate că e mai bună decât toate.